Hai, salut! Așa cum v-am promis data trecută, în acest videoclip voi face curiozitățile despre Veghi, a doua protagonistă din Hazbin Hotel. De data asta nu mai sunt 15, ci 12, dar și acestea foarte interesante. Lăsând la o parte intro-ul plictisitor, să începem! Numărul 1. Adevăratul nume al lui Veghi este de fapt Bagata, care se inspiră din greacă de la Agata, care ar veni să însemne femeie bună. Sincer, nu știu în ce mod se referă. Numărul 2. Veghi a murit la aproximativ 20 de ani și a murit în jurul anului 2014, care până acum este cea mai recentă dată de moarte, luând în considerare faptul că toate celelalte personaje au murit înainte de 2000. Numărul 3. Veghi, ca creatura iadului, este un demon molie, specificând aspectul foarte alb spre gri. Numărul 4. Veghi, înainte de a muri, era salvadoreană și cunoaște spaniola, așa cum s-a văzut în pilot în două din scenele în care este furioasă. În realitate, Vipsy Pop are origini salvadoreane. Numărul 5. Artista vocală a lui Veghi, Monica Franco, nu a fost aleasă din întâmplare, ci datorită consiliului unui productor și prieten al lui Vipsy Pop, Christopher Nosy. Numărul 6. Probabil deja mulți știți că Veghi este lesbic, dar înainte de a se face scenariul pentru Hazbin Hotel, în planurile originale, ea trebuia să fie bisexuală și într-o relație cu Angel Dust, care în planurile originale și el trebuia să fie bisexual. Numărul 7. Unica și singura, între ghilimele, prietenă a lui Veghi, este Charlie, pentru că e singura cu care are un raport sănătos și cu care vorbește sincer și deschis, și de care are cu adevărat încredere. Numărul 8. Ceea ce i s-a întâmplat ochiului lui Veghi va fi un punct foarte important al poveștii și de aceea Vipsy Pop refuză să vorbească sau să dea indicii despre acesta. Numărul 9. Funda lui Veghi ia forma unor coarne ca de deavol când se enervează. Aceasta făcând parte din corpul ei. Numărul 10. Stilurile muzicale preferate al lui Veghi sunt muzica rock, muzica anilor 80 și muzica latină. Numărul 11. Veghi urăște bărbații și persoanele care se râd sau o insultă pe Charlie.
Numărul 12. Precum orice demon, Veghi are o armă pe care o poate invoca la nevoie, această armă fiind o suliță. Sulița ei devine tot mai lungă cu cât sentimentele ei sunt tot mai puternice. Iar aici am ajuns și la finalul videoclipului. Sper că curiozitățile vi s-au părut interesante și de asemenea sper că v-a plăcut și desenul. Desen căreia a trebuit să dau câteva retușuri off-camera, îmi pare rău, dar erau anumite detalii pe care nu puteam să le las așa cum erau. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionarea acestui videoclip, eu am fost Chris Wolf, pe data viitoare, pa, pa!